Suntem în direct, dragi telespectatori, și mi-aduc aminte ce spuneau unii. Cine unii, o să vedem chiar în cursul acestei emisiuni. Spunea, eliberează vechea energie și simte-te liber. Într-adevăr, noi avem energie reziduale și întotdeauna trebuie să le reprospătăm. Totodată vreau ca să vorbesc câteva cuvinte de Ken Page și Nancy Nestor. Stai, privește, ascultă, și am putea spune că, de fapt, această carte ne ajută la vindecarea inimii și sufletului. O carte care, practic, ne ajută pe toți să devenim mai înțelepți, să gândim pozitiv, de să fim mai buni. Stai, privește și ascultă, pentru că, la urma urmei, ne ajută la purificare și trebuie să știm că medicamentele de sinteză nu ne aduce nimic bun din acest punct de vedere. Deci nu ne purifică. Dar totuși ne va purifica astăzi. Va fi o emisiune de excelență, da? Și chiar îi rog pe cei din regie să pună un titlu acolo, premieră, pentru că e o premieră mondială, că a sosit în această seară la mine în emisiune harnica, iubitoarea de viață, iubitoare de suflete, iubitoare de inimi, și care a și fost premiată, a luat un titlu de excelență din partea unor mari academicieni, și aici trebuie să ne referim la academicianul Constantin Dumitru Dulcan și totodată la academicianul Ovidiu Bojor. De fapt, toți sunt fiii mei și, la urma urmei, am fi buni, i-am crescut, îi fac matusalemici, unde i-a oferit o distinție pe măsură invitatei mele, Monica Vișan. De fapt, Monica Vișan ne răsfață cu astfel de cărți, ne răsfață cu o serie întreagă de cărți și totodată ne aduce o serie întreagă de personalități de pe alte meridiane. Și aici este vorba chiar de Jazz Muhin. Să rămână și bine ai venit, Monica. Bună seara, bine, da? Găsit. Jazz Muhin, Jazz Muhin, hrana cu lumină. Această emisiune va fi împărțită în două. Vom discuta în câteva cuvinte cu invitata mea, iar apoi vă voi lăsa să vedeți acest reportaj, iar bineînțeles că la final, după 50 de minute, vom fi iar împreună cu doamna Monica Vișan, pentru că dânsa este cea care poate să facă o analiză mai profundă, pentru că, la urma urmei, i-au trecut prin mână fel și fel de cărți, aș putea spune un vagon, poate peste un vagon. Greșesc sau? Nu. La 255 de titluri și tiraje enorme. Da. Monica, te rog să ne spui din culisele acestei legături foarte frumoase, legături de viață, am putea spune, și, de fapt, unde vii cu un nou mod de viață. Și aici vreau ca să vorbim câteva minute despre Jazz Muhin, prietena ta. Da, într-adevăr, pot să spun că-s fericită. Jazz Muhin e prietena mea și e o prietenă extraordinară și de nădejde. Ca multe lucruri din viața mea, și apariția ei a fost, cum zic eu, adusă de îngeri. A venit cineva, mi-a spus, ați auzit de doamna care nu mănâncă de 3 ani, era atunci cu 14 ani? Zic, nu, dar mă interesa subiectul. Și mi-a adus prima ei carte, A trăi cu lumină, și mi-a făcut legătura cu ea. Și imediat a acceptat anul următor să vină în România, pentru că ea jumătate de an, cât timp este iarnă în Australia, ea umblă prin emisfera nordică, ca să-i fie cald, și răspândește, explică, arată tot ceea ce face ea, iar ceea ce face ea este unic. Nu e unic în lume, pentru că au mai fost cazuri și încă mai sunt. E un fenomen. Dar e un fenomen. La ora actuală, socotiți așa, sunt peste 10.000 de breviarieni, adică de persoane care nu mănâncă, se hrănesc cu lumină. Declarați. Da. Sunt mulți care nu s-au declarat, avem și în România. Din păcate... Care se hrănesc tot cu lumină? Da, care nu mănâncă. Da. Decât bea apă. Beau apă, da. Sau ceai, mai beau... Da, da. Lichide, lichide, da.
Din păcate... Cu excepția alcoolului, că și alcoolul e un lichid. Ne scoatem de aici. Da. Din păcate, acești oameni care se hrănesc în felul ăsta au o problemă enormă cu familia. Și eu am cunoscut în decursul anilor mai mulți care nu mâncau, adică se hrăneau cu lumină și toți, fără excepție, mi-au spus a trebuit să renunț pentru că mama, nevasta, copiii, cine era, efectiv îi amenințau că pleacă de acasă, că nu mai vorbesc cu ei. E greu să percepi. Este foarte greu. E foarte greu să percepi, într-adevăr. Ceea ce, și o să mai spun în decursul emisiunii fraza asta, pentru că e foarte importantă. Ceea ce face Jazz Muhin este spectaculos, e formidabil, o crezi sau nu o crezi, și sunt mulți care nu o cred. Și foarte mulți care o atacă. O secundă, scuză-mă. Crezi sau nu crezi, și eu pe vremuri, când eram mai tânăr, dar acum nu mai sunt așa tânăr, nu mai am nici păr în cap, da? Nu credeam multe lucruri, dar citind, văzând anumite lucruri de scrieri unde au venit informații din partea unor institute, a unor centre universitare și apoi chiar informații de la Centrul Universitar de Parapsihologie de la Vatican, am început să cred că lumea nu e chiar asta pe care eu credeam eu, plină de teribilism, băutură, mâncare, ciolhănel, haosul ăsta, nu, lumea este și cu totul altceva. Ceea ce ne spui tu e acum. E cu totul altceva, este, iar Jazz Muhin a avut curajul să vină în față și să spună, uitați-vă, se poate și așa. Ea, într-adevăr, acum nu mănâncă de 17 ani, de 8 ani vine în România și primii ani a stat la mine, și eu zic că sunt o persoană serioasă, de încredere. Dacă eu vă spun că nu mănâncă, atunci chiar nu mănâncă. Mai bea un ceai, are niște, un ceai mai puternic, pentru că aici apar două aspecte. Unul, că călătorește foarte mult, umblă prin diverse țări, prin diverse energii, prin case, locuri. Și asta o debilitează, ia din energie. Și atunci, și al doilea lucru, că simte nevoia de o întărire pe care la început o lua din apă. Acum bea din ce în ce mai puțină apă și bea ceai. Acum, să zicem, 6 ani, cred, mi-a cerut să-i aduc lapte de soia, să bea ceai cu lapte, dar i-am adus lapte de soia care se găsește la noi și nu i-a plăcut. Eu înțeleg, mie mi se pare oribil, dar și n-a băut nici soia atunci. Deci ea, într-adevăr, nu mănâncă. Cazul ei nu este unic. În decursul istoriei au existat cazuri celebre de persoane care n-au mâncat. Nu dintr-un motiv sau altul, pur și simplu n-au mâncat. Una, îmi scapă numele acum, o indiancă s-a supărat că soacră sa, după ce s-a măritat, soacră sa i-a zis, vai, dar cât mănânci? Și a zis, da, bine, atunci o de acum nu mai mănânci. Și a intrat în greva foamei, exact. Da, în ghilimele, da. Și cât a trăit, ea nu a mâncat. Apropo de acest lucru, de acest fenomen, mi-aduc aminte, acum 7-8 ani eram la alt post de televiziune și vorbeam despre acest lucru. Eu, de fapt, de când am citit problema lui, era tot așa un indian care de 67 de ani, da. Atunci, acum să fie 70 și... Da, acolo n-a apărut în ziar figura lui, da, prezența unde lui. Era sub supraveghere medicală și pentru medicină reprezenta un semn de întrebare. Iar câtă că se poate, ceea ce noi medicii nu știm. Ceea ce Jazz Muhin demonstrează. Iar anul ăsta a venit cu o prietenă de-a ei, o belgiancă, care are 77 de ani și care nu mănâncă de 12 ani. Da. Ați văzut-o că a venit aici. Chiar nu vreau să desconspirăm din acest interviu. Vreau ca, dacă mai e ceva de completat, vreau să dăm acest interviu și apoi să... Ceea ce vreau să completez este că, să-mi termin fraza, de fapt, faptul că Jazz Muhin
pentru foarte multă lume, pentru 99,99% dintre oameni, reprezintă un pericol și o amenințare. Și de aceea atitudinea unora față de ea este extrem de violentă. Este extrem de violentă că nu sunt citiți, nu sunt documentați. Nu, e cu totul altceva. Da, e cu totul, e cu totul altceva. Legea conspirației? Poți să te documentezi cât vrei și pe urmă zici, ok, stai tu cu nemâncatul tău, că eu mă duc să iau o friptură. Asta e altceva, depinde de caracter. Exact. Pentru că noi oamenii trăim esențialmente hrănindu-ne. În momentul în care vine cineva și îi spune, poți trăi și fără hrană, în momentul acela, acea persoană pe subconștient reprezintă un pericol. O amenințare față de însăși existența ta. Și atunci fiecare reacționează în felul lui față de această amenințare. Asta ne însemnă că Just Muhin vine și îți smulge farfuria din față. Dar prin faptul că îți arată că se poate și altfel, reprezintă o amenințare la starea ta de bine, ghilimele, materială, actuală. Nouă ne e bine când stăm cu o friptură și un pahar de vin la o conversație. Și nu acceptăm altceva. Și nu acceptăm altceva. Vedeți, noi spunem întotdeauna, creierul funcționează și noi, să zicem, gândim cam 10% din creier. După unii, da, nu trebuie să mai gândești 11%, 12%, 13%. Nu, rămâi la parametrii aia. Adică ne autocenzurăm. Păi da, și atunci când apare o astfel de cenzură, este și firesc că apare și răutatea. E frica. Da. Frica este ceea ce determină 99% din comportamentul nostru. Da. Dragi telespectatori, vom da acum acest reportaj în premieră pentru dumneavoastră împreună cu doamna Monica Vișan, iar apoi vom face un comentariu pe măsură, pentru că la urmă urmei, ea câtă că una este una dintre puținele specialiste în acest domeniu și aș putea spune nu în România, ci chiar în Europa. Să mi se spun dacă este pregătit, da? Și totodată este foarte bine să accesați ce site ai? www.editura-for-you.ro. Da, de unde puteți găsi aceste cărți, spus că le puteți găsi la diverse chioșcuri de... Și la editură. Și la editură. Și este foarte bine să vă încărcați sufletește și spiritualicește cu ceea ce domnia sa pune în valoare, că la urma urmei și eu citesc și mă documentez tot de la Monica Vișan, de la această doamnă și directoare. Și în toate librăriile mari suntem. Da, nu degeaba, a fost premiată de academicieni. Atenție, academicienii nu dau daruri ori și cui. Le-au dat daruri din suflet. Reportajul. Bun găsit, dragi telespectatori. Vă salut și vă doresc viață lungă. Viața lungă nu vă doresc numai eu, ci însă și informațiile universale pe care le primim. Am alături de mine, de fapt, în prima parte vreau să vă prezint niște cărți. Regina Matricei, Just Muhin. Da? Radiație divină, radianță divină, tot de Just Muhin. Căile păcii, tot de Just Muhin. Biocâmpuri și extaz, bineînțeles, tot de Just Muhin. Programul pranic, tot de Just Muhin. Calea celui care se hrănește prin lumină. Eu am mai prezentat această carte, bineînțeles că tot de Just Muhin. Dacă am prezentat atâtea cărți de Just Muhin, este normal să vă prezentăm în carne și oase pe cine credeți? Pe Just Muhin. Hello, Just Muhin! Hello, it's wonderful to be here! Bine ai venit, Just Muhin! E minunat să fiu aici! Just Muhin, dragi telespectatori, s-a născut în Australia din părinți norvegieni. She was born in Australia from Norwegian parents. Însă a zis că
dorește să ne împărtășească câte ceva. But she said she wants to share with us a few things. Din modul ei de viață. From her personal lifestyle. Dar am putea spune că acest mod de viață. And we could say that her lifestyle. E mult mai grandios decât noi sperăm. Și sperăm. It's greater than we hope. De la 2 ani se pare că a fost vegetariană și am vrea să ne explice. It seems that she has been a vegetarian since the age of 2 and we would like her to explain. Dacă acest mod de viață pe care l-a conștientizat de la 2 ani, if this lifestyle that she's been aware from the age of 2 a ajutat-o foarte mult să se hrănească cu lumină. Helped her being fed on light. În acest fel, poate simt și noi din criză. This way, maybe we would get out of the crisis. That's true. You know, I was always interested in vegetarianism. Eu am fost mereu interesată de viața vegetariană. I knew from a baby that was right for me, so I always rejected meat. Știam de bebeluș că e adevărat pentru mine și respingeam carnea. My mother didn't like it. Mamei nu i-a plăcut. And she kept making me eat meat until I was in my early teens. Și m-a făcut să mănânc în continuare carne până când eram la adolescență. But it just didn't feel right for my. Și am simțit că nu e potrivit pentru ființa mea. You know, I think we have certain frequencies that we're working with that feel right for us. Cred că avem anumite frecvențe cu care lucrăm și care sunt potrivite pentru noi. I always liked animals as my friends, not my food. Totdeauna mi-au plăcut animalele ca și prieteni și nu ca și mâncarea mea. And I always found as a child that I didn't need to take much physical food. Și am descoperit ca și copil că nu aveam nevoie să consum multă hrană fizică. So I finally said to my mother that I wanted to take control over my diet and if I got sick, she was allowed to interfere. If I didn't, she wasn't. Așadar, i-am spus mamei mele că îmi doresc să preiau controlul hrănirii mele și dacă mă voi îmbolnăvi, are voie să intervină, iar dacă nu mă îmbolnăvesc, nu. And then when I was 16, I began meditating. Și când am avut 16 ani, am început să meditez. But at 7, I developed a love for the Christ. Iar la vârsta de 7 ani am dezvoltat iubirea pentru Hristos. I like the teachings of Jesus. Mi-au plăcut învățăturile lui Isus. They just felt right. Și mi s-au părut adecvate. And yet it took meditation to reveal to me that I was more than my body, my mind, my emotions. Și apoi a fost necesară meditația ca să-mi dezvăluie cum eu sunt mai mult decât corpul meu sau emoțiile mele sau mintea mea. That deep within me is a very pure energy. Și că profund înăuntru meu este o energie foarte pură. It's in everyone. Care e în fiecare. It's an untapped resource. E o resursă inepuizabilă. And it presents itself as love. Și ni se arată nouă ca iubire, and light, ca lumină, harmony sometimes, armonie uneori, a deep knowing, o cunoaștere profundă. And when it's strong in a human body because of our lifestyle, then it takes away every human hunger. Și când e puternică în corpul nostru datorată stilului de viață, atunci ne înlătură toată foamea. And it is, as you said, lifestyle, lifestyle, lifestyle. Și exact cum ai spus, e vorba de stilul de viață. Da. Oare, Jasmuhin, ai pornit la această variantă văzând anumite studii științific, da, legate de o experiență cu niște moluște? I wonder whether you started this choice after having seen a scientific experiment. No. A fost un experiment. There is an experiment. Unde s-a luat un borcan. Where they took a jar. Mai mare, bineînțeles. Bigger jar. S-au băgat 6 moluște. They put in 6 moluște, vroaște, amphibians, frogs, amphibians, yes. S-a stupat fer, sigilat. They sealed it. S-a băgat într-un recipient. They put din it plumb. in a metal plumb.
place in a metal container. Da? După 7 zile, 7 days after, s-a scos borcanul. They took the jar out. Broștele moarte. And the amphibians were dead. Se repetă. They do the same experience again. În același borcan. The same jar. Tot 6 broaște. 6 frogs again. Și se lasă în spațiu. And they leave it open, in open space. Bineînțeles, tot sigilat. Still sealed. S-a constatat. And they have noticed. Tot după 7 zile. 7 days after. Broaștele au trăit. That the frogs were alive. Este extraordinar, deci e o experiență și this is extraordinary because it's a scientific experience. Că aceste animale s-au hrănit cu energie. And it has been proven that the animals were feeding on energy. Același lucru. So the same thing. Poate să se întâmple la om? Would the same thing be possible at a human being? Da, la om. Trebuie să se facă printr-o anumită inițiere. But maybe for a human being it has to be done by an initiation. La aceste animale, for the animals, primare, primal animals, noi credem că datorită extrasenzorialului, we think that they have been able because of their extrasensory, conștientizează mai bine că ele pot să trăiască cu lumină. The animals would be more aware that they can live on light. Un puțin comentariu? Would you comment on that? Well, bears hibernate through winter, polar bears go for long periods. Urșii hibernează iarna, urșii polari trăiesc multe luni fără să mănânce. Crocodiles go with long time without eating. Trăiesc mult timp fără să mănânce. They're just built to synthesize energy differently. Sunt construiți ca să sintetizeze energia în mod diferit. Similarly, the human system, în mod similar, sistemul uman are o abilitate naturală de a sintetiza energia. For a human body, pentru un corp uman, science, știm științific vorbind, that every atom is a door to an inner universe. Că fiecare atom este o ușă către un univers lăuntric. That's been scientifically proven. Este demonstrat științific deja. Nassim Haramein has proven that every atom is a black hole. Nassim Haramein a demonstrat că fiecare atom e o gaură neagră. He's given the mathematics for that. Și a dat ecuațiile matematice pentru asta. So we can, with breathing, draw cosmic energy in through our atoms to flood the system. Și noi putem prin respirația noastră să atragem energie în atom care să ne încarce sistemul. Da, dar nu conștientizăm. Yes, but we are not aware. That's why we have education. De asta avem educația în acest There's sens. New methodology coming Sunt in metodologii now noi to care teach vin how. Acum, care să ne învețe cum. Similarly, if we identify too în mod much similar, with our dacă ne identificăm prea mult cu sinele personalității noastre sau cu sinele ego-ului nostru, we stay in human suffering, rămânem duality. În suferința umană și în dualitate. But when we move our attention to our divine nature, which is pure and perfect, dar când ne mutăm atenția asupra naturii noastre divine, care e pură și perfectă, devine mai puternică și ne înlătură foamea. You know, when we're in alignment with that energy that is breathing us and giving us life. Atunci când suntem în aliniere cu energia care ne respiră pe noi și care ne dă viață. When we come into a state of oneness with that. Când venim într-o stare de unitate cu aceasta. Then it's easy to lose physical hunger, emotional, mental hungers as well. E simplu să te eliberezi de foamea fizică, de foamea emoțională și mentală. But this is not part of our Western education program. Dar asta nu face parte din programele noastre educaționale în vest. It's part of Eastern program. E parte din programele estice. Not the West. Și nu în vest. And so it's just a time și așadar, of education. E doar o vreme a educației. Being a living example. Să fii un exemplu viu. Opening people's reality to the possibility. Să deschizi realitatea celorlalți oameni spre posibilitatea. Oh, many people think it's crazy. Chiar dacă mulți oameni cred că e nebunesc și că e imposibil. But remember we used to think that the sun traveled around the earth.
Era o vreme când credeam că soarele se învârte în jurul pământului. We used to think the earth was flat. Credeam că pământul e plat. So things are changing. Deci lucrurile se schimbă și asta e modul nou în care să fim hrăniți. That the yogis knew in India. Pe care yoginii în India știau. Seems new to the West. Și pare nou pentru lumea vestică. S-a inițiat în Have you been initiated? Meditația vedică. In the Vedic meditation. Și cam cât timp and how long i-a trebuit ca să ajungă la aceste performanțe? For you to get to this în special că în India, because in India sunt multe persoane there are a lot of people care trăiesc prin energie, who live based on energy, dar nu sunt oameni obișnuiți, sunt yogi. But they are not common people, they are yogis. Și aceștia în India and reprezintă un studiu pentru medicină. They represent a study for dacă ea a fost verificată, have you been checked? Monitorizată, monitorized? Și la ce concluzie a ajuns medicina? And what's the medical conclusion on that? I've done some interesting testing in different countries. Chiar am făcut niște testări interesante în țări diferite. We had the Russian scientists measure my energy fields. Am avut cercetătorii ruși care mi-au măsurat câmpurile energetice. Along with another woman who was in her 70s. Împreună cu o altă femeie care avea 70 de ani și care nu bea și nu mânca. And we both had energy fields that were like 20-year-old. Și amândouă aveam câmpuri energetice care erau similare cu oamenii de 20 de ani. I'm nearly 60 now. Și eu am aproape 60 acum. And the scientists measuring the our energy fields could not believe how healthy we were. Cercetătorii în care ne-au măsurat câmpul energetic nu puteau să creadă cât eram de sănătoase. I've done some testings in Ahmedabad in India. Am făcut testări în India. Along with Hero Ratan Manik, the solar gazer. Împreună cu o personalitate. Hero Ratan Manik. Hero Ratan Manik, care este un privitor al soarelui. He is bringing solar gazing into the West. El aduce cultura asta a privitului soarelui în vest. His research is finding when people take energy directly from the sun through the eyes. Și științific, cercetătorii au descoperit că atunci când primești energie prin ochi privind la soare, te energizezi foarte mult. And it's interesting when you work with people who are very open in testing. Și e interesant că atunci când lucrezi cu oamenii sunt foarte interesați, deschiși să testeze. Because Hira has spent so much time with doctors in America and India. Acest bărbat Hira a trecut foarte mult timp cu medici în America și în India. He's really been the main one who's been the guinea pig. Și atunci el este principalul porcușor de Guinea al cercetătorilor. Each one of us has a different service. Fiecare dintre noi avem un mod diferit de a fi testat, de a servi. So part of my service și atunci parte din serviciul meu este să lucrez cu mass media globală. I've written 38 books. Am scris 38 de cărți. 7 books on research on 7 despre cercetări științifice pe această temă. So I haven't spent too much time with testing. Deci n-am petrecut foarte mult timp eu însă să fiu testată. It's not in my blueprint. Nu e în amprenta mea. And also too, de asemenea, our Western science doesn't have the instruments yet that are sophisticated încă nu are enough to be able to check consciousness. Instrumentele suficient de sofisticate care să fie capabile să testeze conștiința. They can check the health of the pot să testeze sănătatea corpului. And of course we're all much healthier than normal people. Și bineînțeles suntem mult mai sănătoși decât oamenii de rând. Because we have a strong chi flow. Tocmai pentru că avem un flux energetic puternic. Chi is just life force. Și chi e doar energie vitală. Este greu ca lumea să înțeleagă. It is difficult for people to understand. Că noi trăim prin niște coduri. We are living by some codes. Prin niște frecvențe. Some frequencies. Și îi spun, Yasmuhin, Yasmuhin. People say Yasmuhin is Yasmuhin. În carne și oase. In flesh and bone. Problema se pune. But ai ajuns la această performanță. You have reached this result. Am citit despre tine că ai ajuns chiar și la dematerializare. You even got to dematerialize yourself. L-ai cunoscut pe Saint-Germain. Saint-Germain. Este vorba de Contele Saint-Germain. Is it the Count of Saint-Germain? Yeah. Da. Da, pentru că eu am citit în istoria parapsihologiei. In the history of parapsychology.
de performanțele contelui Saint-Germain, care a dispărut odată. The results of the Count of Saint-Germain who just out of the blue disappeared. Dar s-a materializat. And he rematerialized himself. Într-un loc. In a place. Unde a avut loc. Where? O întrunire politică. There has been a political gathering. Cu mare efect asupra omenirii. With a big outcome on human. Acea întâlnire a fost grupul G7 plus 1. And that gathering was the group G7 plus 1. Toți politicienii care au participat. All politicians, political people who have been there. Au rămas surprinși. Were surprised. Cum o astfel de persoană. How such a person. A putut să pătrundă în acea sală. Could get into that place. Unde el s-a adresat. Where he addressed. Apoi a plecat. Then he left. Și a luat la revedere, a dat niște sfaturi. He said goodbye, he gave some advice. A plecat. Then he left. Și apoi s-a dematerializat prin acea ușă care avea 4 tone. And then he dematerialized through a door who was weighing 4 tons. Este legendă? So that's a legend. Sau e adevărat? Or is it true? You know, I spent, you asked me about the Vedic training. Întreb despre trainingul vedic. I spent 22 years in the Vedic flow. Eu am petrecut 22 de ani în fluxul vedic. During my meditation. În timpul meditațiilor mele. Service, this was part of that. Serviciul meu era parte din asta. Giving freely of time and energy to those in need. Să dai în mod binevoitor energie și timp celor care au nevoie. And so by the early 1990s, it was ready for me to be nourished in this way. La începutul anilor 90 eram gata să fiu hrănită. But it's about matching frequencies. Dar totul este despre frecvențe care se potrivesc. And, yes, I was learning dematerialization. Și da, am învățat dematerializarea. My inner being guiding me. Ființa mea internă m-a ghidat. But also some of the other beings of light. Și de asemenea alte ființe de lumină. But it was Saint-Germain who came to me and asked. Și Saint-Germain a venit și m-a întrebat dacă sunt gata să fac un serviciu global. And he was with me very intensely for a number of years. Și el a fost cu mine foarte intens mulți ani. He taught me a lot about how to work with energy in the world, how not to be affected by the world. M-a învățat mult cum să lucrez cu energie în lume, cum să nu fiu afectată de lume. They worked behind the scenes to connect us with a lot of media. Și au lucrat în spate, în culise, să ne conecteze cu mass media. To bring many people to our gatherings so we could share. Să aducă mulți oameni la întâlnirile noastre ca să putem împărtăși ce am făcut și cum am făcut-o. These beings are fabulous. Și ființele astea sunt minunate. He's a master of alchemy. Saint-Germain e un maestru al alchimiei. Dar nu le vedem noi. But we don't see these beings. Well, they manifest into the physical realm when it's required. Se materializează în tărâmul fizic atunci când e necesar. For example, I never would see Saint-Germain. Eu, de exemplu, nu-l văd niciodată pe Saint-Germain. Eu simt un flux de lumină violetă. Then it would come with an energy of excitement. Și vine cu o energie de încântare. That feeling you get like when the circus is coming to town. E sentimentul pe care l-ai când vine circul în oraș și ești copil. Deci el nu e ca mine, nu. So he's not like me. Cu chelie, cu barbă, cu human trim. If you need them to manifest like that. Dacă ai nevoie ca el să se manifeste așa, se va manifesta așa. Prin puterea minții ajungi la o astfel de comunicare. By the power of your mind you get to such a communication. No, by the power of love. Prin puterea iubirii. Wait, these beings are in aceste ființe trăiesc într-un câmp al iubirii. Într-o altă dimensiune. In another dimension. Yes, and da. When you take yourself into și când that frequency of pure love, te acordezi cu acea frecvență a iubirii pure, divine love, divină, that's when these meetings happen. Atunci se întâmplă aceste întâlniri. You have to be still, trebuie să fii în liniște, silent, nemișcat, no expectation, fără așteptări. They'll visit when they want. Și ei vin când
Te vizitează când aleg. Come however you need them to come. Și vin așa cum tu ai nevoie să vină. If you need them to come fully into the physical, dacă tu ai nevoie să vină într-o formă fizică, to believe, ca să crezi în ei, they'll come that way. Atunci vor veni în forma asta. But you see, I come from a line of visionaries. Dar vezi, eu provin dintr-o linie de vizionari. My great-grandmother, my grandmother, linia mamei ei, mama, străbunica, bunica. So we had this gift. Deci avem darul ăsta. The ability to sense energy. Avem darul să simțim energie, să auzim telepatic, în planurile interioare. But it's lifestyle. Și e vorba de un stil de viață. Meditația e atât de importantă. To sit, be still. Să vezi, să șezi, să stai liniștit. Open to us to experience who we really are. Și să te deschizi către tine însuți să experimentezi cine ești cu adevărat. You know, open to us to experience all the gifts our own pure essence nature has for us. Să ne deschidem către noi înșine să experimentăm toate darurile pe care le are esența noastră pură. And it has so many gifts. Și are atât de multe daruri But pentru also, noi. To go beyond the me. Dar și să trec dincolo de mine. And to commit your life to serve the whole. Și să îmi dedic viața să servesc întregul. You know, when you're a pure-hearted being whose life is committed to service, you get great grace. Când ești o ființă cu inima curată și viața ta este angajată serviciului, primești foarte multă grație. I've met with many beings on the inner plane. Și eu m-am întâlnit cu multe ființe în planurile interioare. Numai cu mine, nu. But, only me, not. But Saint-Germain is the most fun. Da, Saint-Germain e cel cu care mă distrez cel mai mult. Yeah. Poți să ne spui. Could dar și aici dezvolt o teorie. And I develop a theory. Al unei ziariste din Anglia, Alexandra de Vigny. A journalist from England, Alexandra de Vigny. Care s-a debarasat de viața occidentală. The Western life. A plecat în Tibet. Went to Tibet. A întâlnit un nou mod de viață. Met a new lifestyle. Acolo a spus că a văzut oameni care practic then erau în meditație. She had seen people who were levitating. Iar ea pomenește și de Shambhala. And she mentions Shambhala. Yeah. Un tărâm pe care nu-l cunoaștem noi. A realm that we do not know. Da. Ea a colaborat foarte mult. She has worked a lot. Cu un mare scriitor român. With a great human writer. Eugen Ionescu. Romanian writer Eugen Ionescu. Care a murit cu un of. Who died with a grief. Că nu poate să ajungă în Shambhala. That he cannot reach Shambhala. Tu ai ajuns în Shambhala. Did you reach Shambhala? Jesus said the kingdom of heaven is within. Iisus a spus că împărăția Raiului e înăuntru. Shambhala is another name for that kingdom. Shambhala e doar un alt nume pentru acest regat al Raiului. Earth has many gardens of Eden. Pământul are multe grădini ale Raiului. They're accessed through consciousness. Și sunt accesate prin conștiință. When we expand our consciousness. Când îți extinzi conștiința. When we come back to our true nature. Și te întorci la natura ta adevărată. We walk out the front door. Atunci ieși pe ușa ta din față. And we say, we live in heaven. Și spui, trăim în rai. This is paradise. Asta e paradisul. This is Shambhala. Asta e Shambhala. Because with universal law, like attracts like. Pentru că e lege universală că ce se aseamănă se atrage. The universe, the quantum field will rearrange itself. Și câmpul quantic to each person their own consciousness. Al universului se va rearanja ca să-ți oglindească înapoi reflexia propriei tale conștiințe. So all these dimensions are overlaid. Dimensiunile astea sunt suprapuse. What we can see depends on our consciousness. Ceea ce tu vezi depinde de conștiința ta. You know, a heart filled with gratitude. Știi, o inimă plină cu gratitudine. A desire to live in peace. Cu dorința de a trăi în pace. A desire to know true unity consciousness. Dorința de a cunoaște conștiința unității adevărate. A desire to live in harmony with ourselves, with all life. Cu dorința de a trăi în armonie cu tine însuți și cu întreaga viață. Self-knowledge. Cunoașterea de sine, self-mastery. Maestria proprie. These are the keys to Shambhala. Acestea sunt cheile către Shambhala. Already here. Care deja e aici. Just waiting for its revelation. Și așteaptă să fie revelată. And our frequency determines when and how it is revealed. Și frecvența noastră determină când și cum va fi revelată. You know, this is an instrument. Acesta e un instrument, corpul. A guitar.
Corpul tău e o chitară piano, sau un pian. Either plays good music, fie cântă muzică frumoasă that people love, pe care o iubesc oamenii, or it's off key. Sau e dezacordat. When it's off key, când we e dezacordat, atunci o acordăm. And we tune it through lifestyle. Și o acordăm prin stil de viață. And that changes consciousness. Și aceasta schimbă conștiința. So the eastern ones, deci lumea estică, Tibet, tibetanii, the yogis, yoghinii, they have great knowledge of au mare cunoaștere de asta. But it's more than that. Dar e mai mult de atât. You know, you need humility, știi? Virtues. Ai nevoie de smerenie și de virtuți. And sometimes life in the Western world is what gives us these virtues. Și uneori viața din vest ne dă aceste virtuți. We suffer, we learn. Suferim, învățăm. We gain virtues. Și câștigăm aceste virtuți. And these are keys as well. Și ele sunt chei de asemenea. So now it's blending east and west. Deci acum se amestecă estul și vestul, se contopesc. Clear intention. Intenție clară. And then lifestyle. Și apoi stil de viață. Trebuie să mă gândesc la ceea ce a făcut. I must think of what you have done. Înainte de toate să-i spun că o iubesc, m-am îndrăgostit de ea și prin I should tell you that I love you and I'm in love with you and by your charming eyes you took me in a beam of light. A fost un profesor. There has been a teacher. Care a studiat foarte mult. Who studied a lot in the center. Și s-a constatat and că celulele între ele, they realized that the cells between them, the human cell, produc sunete. Create sounds. Aceste sunete, these sounds, și dacă le percepem, if we perceive them, da, pot să ne dea starea noastră de sănătate. Show us our health state. De diverse boli. Illnesses. Efectul se numește efectul Hutchinson. And the effect is called the Hutchinson effect. De exact ceea ce a spus. Exactly what you said. De melodie. Am about observat, the sound, the da, music. Am observat, am fost la ședință sau cum se numește, I have been to the session. Ați făcut voi acum în sală. What you have done in the room, da, previously. Am rămas impresionat că lumea I was este impressed atât that people is deconectată so la ceea connected ce tu, Jasmuhin, spui. To what you are saying, Jasmuhin. I-am văzut o sală plină. And I saw a full room. Parcă am intrat în transă. They were like in a state of trance. Punându-le o melodie. Just by playing them a song. Ei intrând în meditație. And they were getting in a meditation. Și în felul ăsta savurând plăcerea de a trăi. And they were savoring the pleasure of living. După aceste meditații. After this meditation. După astfel de stări, after such a state, putem spune că omul poate fi mai sănătos. Could we say that human being can get healthier? Yeah. Sigur, da. You know, my work is changing all the time. Știi, munca mea se schimbă tot timpul. For a long time we were focused on sharing our experiences of being nourished by prana because that's what people were interested in. Împărtășim experiențele de cum e să fim hrăniți de prana pentru că asta așteptau oamenii și erau interesați. They're curious. Sunt curioși oamenii. But most people just are really interested in living a life where they're healthy and happy. Majoritatea oamenilor sunt interesați doar să trăiască o viață în care sunt sănătoși și fericiți. But the key to happiness is self-knowledge. Iar cheia către fericire e cunoașterea de sine. And that means meditating on who we really are. Asta înseamnă să meditezi la cine ești tu cu adevărat. And so when we gather with groups like this, atunci când ne adunăm în grupuri ca acestea, asta facem. You know, we change the breath a little. Ne schimbăm puțin respirația. Clearer intention. Cu intenție clară mentală. A little bit of cosmic sound. Puțin sunet cosmic. Some music we play. Muzica pe care o punem. But also the sounds that we make too. Dar și sunetele pe care noi le facem. You know, for example, some of the angelic tones that are coming through. De exemplu, câteva din sunetele angelice care vin acum. You know, and people can feel the energy shifting quickly. Și oamenii pot să schimbe energia cum se mișcă repede cu asta. You know, what you can do with the voice through the body. Ce poți să faci cu vocea în corpul tău? You know, like this. Așa. Do you want me to demonstrate? Vrei să demonstrezi cum? Da. Da. Yes.
were the sounds to rebalance left and right hemispheres of the brain. Acestea au fost sunete care să reechilibreze emisfera stângă și dreaptă a creierului. Could you feel it? Ai putut să simți? Eu am simțit. I felt. Și citesc foarte multă literatură de specialitate, atât de medicină, ezoterism, parapsihologie. Medicină. Și ceea ce demonstrația pe care ai făcut-o, the demonstration you have done, m-a introdus imediat într-un univers, me immediately in medical, in the medical universe, pe care americanii nu-l cunoscuseră. That Americans did not know before. Și dintr-o simplă întâmplare, by mistake, legat de niște copii care erau bolnavi de autism, with some children who were suffering from autism, care erau într-un bazin, in a pool, unde se găsea un delfin. There was a dolphin. Prin sunetele pe care delfinul, by the sounds of the dolphin, prin câmpul energetic al delfinului, the energy field of the dolphin, s-a constatat, they have noticed, că starea copilului s-a îmbunătățit foarte mult. Autistic children improved a lot. S-au făcut apoi niște studii colaterale. They have researched. S-a luat un corn. They took de bac. A corn. Și a început să se sufle cu corn. Whistling through the horn. Au amplificat sunetele așa amplified cum the sound as you have done. Și s-a constatat că acele sunete, they noticed that the sounds, ajută foarte mult undele cerebrale. A lot the brain pathways. Da? Și s-a constatat and că foarte mulți oameni legat de Alzheimer, legat de autism, suffering and autistic people, a avut performanțe extraordinare, had extraordinary improvement, fără să se facă intervenție cu medicamente de without sinteză. Without medical and drug intervention. Deci ceea ce faci tu, ceea ce vorbești pentru lumea care nu cunoaște fenomenul, talking to people who are not aware of the phenomenon, nu mai pare paranormal. It's not so out of normal. Ci la urma urmei totul este normal. And it's all normal. Dar principalul este, but the essence is, că nu avem educație, that we are not educated, să primim fel și fel de mesaje, to receive all these kind of messages, din cauza că suntem prea materialiști, because we are too materialistic. Da. O secundă. Lumea noastră se schimbă. Mai fac o paranteză. La Vatican, the Vatican, au fost niște preoți cu studii în parapsihologie, who are trained in parapsychology, și tot din întâmplare, by mistake as well, au pus în valoare they cronovizorul, valued the cronovizor, vederea în timp, un aparat. Okay, that's a device who can see through time. Unul dintre preoți, one of the priests, comunica cu tatăl lui, was communicating with his father, care murise de ceva timp, dead since a while. Iar mesajul tatălui, and the message of the father, era imprimat, was imprinted, pe acel magnetofon, and recorded. Acei trei preoți, those three priests, s-au dus la Papa Pius, went to the Pope, Papa Pius at the time, și a spus, and told him, am vorbit cu tata, we talked with my father, care a murit, who's dead, am primit mesajul, I received this message, și a dat drumul, and la they aparat, played the recording. Pe acel aparat, on the recording, s-a imprimat, there was the imprint, și figura lui Napoleon, also the image of Napoleon, răstignirea lui Iisus Hristos, the crucifixion of Christ, și multe, multe evenimente din trecut, and many other events from the past. Papa Pius le-a spus, so the Pope, Papa Pius, told them, vreți voi să modificați lumea? Would you like to modify the world? Și-au desfințat acel aparat.
and they just abolished the machine. Un aparat, one device, o parte din aparat, a part of the device, este într-o bancă din Elveția, is in a Swiss bank now. O altă parte în Japonia. Another part is in Japan. Și o altă parte. And another part. Da. Se află la Vatican. Este în Vatican, in the Vatican. Oare tu? So, would you? Prin starea pe care o ai. By the state that you have. Poți să fii un adevărat cronovizor. Be like that device. Având și această proprietate de extracorporalizare. Also having this ability of extra of decolonization. Și colinzi în univers. And you can just walk through the universe. Everybody is this machine. Toată lumea e această mașină, acest cronovizor. This is the most complicated, magnificent system ever created. Acesta e cel mai complicat și magnific sistem care a fost creat vreodată, corpul uman. Just with a change of breath, we can enter into any dimension. Poți să intri în orice dimensiune. When we slow the breathing down, când încetinim respirația, we feel peaceful. Ne simțim în pace. This world starts to shift and move away. Și lumea începe să se schimbe și să se miște. It's just science. Și e doar știință. It's just frequency. Sunt frecvențe doar. If you live a certain lifestyle, then you'll match frequency more with your own enlightened nature, which knows everything, which is in everything, which is just pure love and infinite wisdom. Dacă trăiești un anumit stil de viață, doar te întâlnești cu acea vibrație, acea frecvență a propriei tale naturi divine și iluminate, care e doar pace și iubire. Și comunicăm pe anumite înțelepciune divină. Could it be just like a phone and we communicate through frequencies by distance? Yeah, but it most, has no wire. That's yes, sigur. But most people don't hold focus. Da, majoritatea oamenilor nu își păstrează focalizarea. You have to master your mind. Trebuie să fii maestru minții tale, okay. Să stăpânești propria minte. Must be the servant of the divine being you are. Trebuie să fie servitorul ființei divine care ești tu. Most people in the West, majoritatea oamenilor în vest, are controlled by their sunt controlați de emoțiile lor, de corpul emoțional sau de corpul mental, or their physical bodies. Sau de corpul fizic. We're not educated to noi nu suntem educați să înțelegem that these bodies are here to că aceste corpuri sunt aici să mă servească, să mă servească pe mine ca o ființă divină care explorează această dimensiune. See, this is a time of the ascension of spirit to this realm. Vremurile în care coboară spiritul în acest râm. It's the full descent of our own enlightened nature into this body. E completa coborâre a naturii noastre divine în acest corp. And so when we give the body to our own enlightened nature, când dăm corpul nostru, îl predăm naturii noastre divine, when we let it be our boss, când lăsăm șeful nostru să fie natura noastră iluminată, when we let the mind serve us, și mintea să ne servească instead of control us, în loc să ne controleze, it's very different. E foarte diferit. Every single human being has all of these abilities. Fiecare ființă umană are toate aceste abilități. That's a natural part of us. E o parte naturală a noastră. But we're not educated into alignment with that pure and perfect part of us. Dar nu suntem educați să fim aliniați cu acea parte a noastră pură și perfectă. Jesus said, everything I have done, you can do and more. Iisus a spus, tot ce am făcut eu puteți face voi și mai mult decât aceștia. Jesus said, I and my Father are one. Totul e credință. Iisus a spus, eu și cu Tatăl suntem una. It means we have the same software program. Înseamnă că toți avem același sistem funcțional. We are built to be creator gods. Suntem construiți să fim Dumnezeu creator. And we are built to create with love and wisdom. Suntem creați ca să suntem construiți ca să creăm cu iubire și înțelepciune. We are here to create systems that operate for the highest good of everyone. Suntem aici ca să creăm sisteme care funcționează spre binele cel mai înalt al tuturor. But many people in our world are still going through initiations to deal with greed. Mulți oameni din lumea noastră încă trec prin inițieri care să aibă legătură cu foamea, cu lăcomia, cu sexul, cu puterea și cu banii. But most of the people in our world are tired of that. Majoritatea din oamenii
vorbirii noastre, s-au săturat de asta. Și există o revoluție acum. O evoluție spirituală. Unde oamenii din jurul lumii peste tot spun vreau să trăiesc în pace. Vreau să trăiesc în armonie. N-am putea să creăm sisteme politice, economice, sociale, educaționale care să opereze pentru binele cel mai înalt al tuturor. Și nu doar pentru o țară sau un anumit politician. Deci e o mare schimbare la nivelul conștiinței care se întâmplă. Când oamenii gândesc în felul ăsta, atunci propria lor natură iluminată devine mai puternică. Pentru că are înțelepciunea și iubirea să ne ghideze. Știi, natura noastră iluminată e adevăratul profesor, adevăratul guru. Și toți avem asta. Pentru că ne apropiem de final, eu aș vrea să vă țin non-stop. The final of the interview. Dar știu că aveți o conferință acum. I would like to hold you here forever, but I don't want to disturb. Dar o ultimă întrebare. So my last question. Ai întâlnit diverse matusalemici? You met a lot of Matusalem people, like oameni care au trăit mulți ani. People who have lived for a long period of time. Biblia îi nominalizează pe Matusalem. We had in the Bible Matusalem, the emperor who lived many years. Pe Noe. Sam, Ham, Yafet. Și mulți care au trăit sute de ani. Lots of people who lived for hundreds of years. Tu câți ani vrei să trăiești? How many years would you want to live? Numai cu lumină. Just on light. I find this world a paradise. Eu găsesc această lume ca fiind un paradis. And I'm so interested in watching human evolution. Foarte interesată să observ evoluția umană. So I'll be here a while. Deci o să fiu aici pentru o vreme. I have a husband, I have children, am un soț, am copii, am nepoți. I'm loving them. Iubesc. I'm loving traveling, meeting all the beautiful people. Iubesc să călătoresc și să întâlnesc toți oamenii minunați pe care îi întâlnesc. See, we have a big gathering here in Romania. Avem o mare adunare aici în România. And these people are loving people. Toți oamenii ăștia sunt oameni iubitori. They want to live in peace. Vor să trăiască în pace. They want to live in harmony. Vor să trăiască în armonie. They want to manifest the best for everyone. Vor să materializeze ce e mai bine pentru toți. So they're incredible people to be with. Sunt oameni incredibili cu care să fii. We share the same goals. Împărtășim aceleași scopuri. And as I travel, I meet people all around the world like that. Și cum călătoresc, întâlnesc oameni peste tot în lume care sunt așa. I meet them in this world. Îi întâlnesc în această lume, oameni ca tine. You know, and I meet them on the inner plane. Și îi întâlnesc și în planurile interioare. Many beings fascinating. Spune că sunt un matusalem. Multe ființe fascinante. Eu l-am îngrupat pe Hipocrat, pe Pitagora. I am a mix of Hippocrates, Pythagoras, and yeah, we all live for a lot. Toți suntem amestecuri. But you know, there's many beings on the inner plane. Știi, sunt foarte multe ființe în planul interior care comunică acum cu noi. They're supporting our evolution. Ne susțin evoluția. Prietena ei. Your friend. Care a venit în România. That you brought in Romania. Este la fel. Are același mod de viață. The same like you, she's living the same lifestyle. Well, da. I would like to introduce Erica. Vreau să o prezint pe Erica. Erica is 77 years old. Ea are 77 de ani. She's a wonderful example of someone. Este un exemplu minunat al unei persoane. Energetically getting younger. Care întinerește energetic. Because of her lifestyle. Datorită stilului de viață. And Erica and I travel to India, to South America. Erica și cu mine călătorim în India, în America de Sud, muncim mult în jurul lumii. You know, we work in the slums. Și mergem în mlaștini. We work in the jungle. Și mergem în jungle and you never eat. Yes. Da. And for me it's și pentru mine e minunat. Because Erica never thinks about breakfast, lunch or dinner. Ea niciodată nu se gândește la mic dejun, prânz sau cină. It's so nice to have a traveling companion. E așa de frumos să ai un. Dar la apă se gândește? Does she think about water? Yeah, we drink. Both of us drink. Da, amândouă bem din când în când. And sometimes we even have a good cup of coffee. Și uneori bem și o cafea bună. But Erica will share of her. Erica o să împărtășească din stilul ei de viață. A avut o viață diferită de a mea. But she has this freedom of choice. Și are libertatea ei de alegere. Toți suntem diferiți. We are all different in the end. Da.
și pun o întrebare și spun și ție, Gabriela, dacă Erica poate să rămână puțin în locul lui Erica come in your place? I think we attract different people. We attract different people. Cred că suntem atrăgătoare față pentru oameni. You know, Erica likes to work a lot behind the scenes. Erica îi place mult să lucreze în culise. You know, I'm the one that tends to work more with big groups of people. Eu sunt cea care lucrează cu grupuri mari de oameni. We have a different style. Avem stiluri diferite. A different way of working. Și moduri diferite de a lucra. And so we appeal to different people. Deci noi ne adresăm la niveluri diferite către oameni diferiți. And it's good for people to see that there are many paths and many different ways. Și e bine ca oamenii să vadă că sunt multe căi și moduri diferite. Tu pleci la ședință. Now you're giving to the group. You are about to leave to the group. Poate să rămâne Erica? Could she stay and să discutăm câteva minute? Da? Iată, dragi telespectatori, că nu numai un câine scurt de coadă, deci nu numai o persoană se hrănește cu lumină, ci Jazz Muhin nu a venit cu mâna goală și acum aș vrea să o cunoaștem mai profund pe prietena ei cu care fac împreună ședințe, nu? You are having groups together with Yasmuhin and gatherings? I sometimes accompany Yasmuhin on the journeys. Eu o însoțesc pe Yasmuhin în călătoriile ei câteodată. Ok, un moment ca să fac o scurtă prezentare. Deci Erica este alături de noi, dragi telespectatori, și îi fac o întrebare provocatoare. Dacă este prietenă cu Yasmuhin, Erica, tu de când nu mai mănânci sau te hrănești mai cu lumină și puțină apă? Since when you stopped eating and you're just fed on prana, on light and water? It's 12 years now. Deja de 12 ani. And it came to me in a different way from Jasmine. La mine acest mod de viață a venit diferit față de cum i-a venit lui Yasmuhin. And it was through my lifestyle. A fost prin stilul meu de viață. It was my spiritual path. Calea mea spirituală. Which at one point took me to a place where I was always at peace. La un moment dat am ajuns într-un loc în care mă simțeam tot timpul în pace, eram fericită. I did not need anything from outside. Nu mai aveam nevoie de ceva din afară să mă facă fericită. This happiness was inside. Fericirea asta era înăuntru. And suddenly I realized that I wasn't hungry anymore. Dintr-o dată mi-am dat seama că nu mai era foame. Not thirsty. Nu mi-era sete. And so I asked about around myself. I didn't know that. Până am întrebat, n-am știut că pot trăi, până am întrebat în jurul meu, n-am știut că pot trăi așa fără mâncare și apă. So I asked my friends. Și mi-am întrebat prietenii. And finally somebody said, "Don't you know Jasmine?" Și la un moment dat cineva mi-a zis, "Nu știi pe Yasmuhin?" And then I found out. Și atunci am aflat despre ea. And then I found her. Păr m-am găsit-o pe ea. And then she just came to Belgium where I live. Și a venit în Belgia unde locuiesc eu. But I was going away that weekend. Dar în weekendul ăla eu trebuia să plec, deci n-am putut să merg la curs. And I sent a friend of mine. Și am trimis o prietenă de-a mea să o întâlnească. And she came back and she said you must. Și s-a întors și mi-a spus trebuie să o întâlnești. Because she's really interesting. Pentru că e chiar. And she came back with a piece of paper. Te poate informa și mi-a adus o foaie de hârtie. With an invitation, cu o invitație, to go to Australia, să mă duc în Australia, where she was doing her first international retreat, unde ea avea prima retragere internațională. And at that time, I was going to Australia. La acel moment, trebuia să merg în Australia. At exactly that moment, but I was going to meet the Aborigines. Eu trebuia să merg în Australia, dar ca să întâlnesc băștinașii. And în acea perioadă. It was the same week. Și a fost în aceeași săptămână. And then I got an email. Unfortunately, the program with the Aborigines has been put off for 1 week. Și am primit email că din păcate programul cu băștinașii s-a amânat cu o săptămână. And so I could do both. Așadar am putut să le fac pe amândouă. And it was just, you know, when the și știi, a fost when you're ready, everything comes to you. Știi că e așa, când ești pregătit, totul vine spre tine. And I had to learn from Yasmuhin how to go. A trebuit să învăț de la Yasmuhin cum să pătrund în acest stil de viață. But my path had been, you know, a different one, but it came. Calea mea a fost diferită și am ajuns la același rezultat.
Da. Deci, dragi telespectatori, am avut parte de două personalități, aș putea spune mondiale, unde ne-au demonstrat că se poate trăi și altfel. O ultimă întrebare, dar ar putea să fie și o glumă, înseamnă că aceste persoane sau grupurile din care fac parte nu simt criza. Are not the crisis. No. We, you don't feel the crisis. The no, we don't. We crisis. Don't feel. Nu, no, nu simțim. Here, especially here in. Vezi, în mod special aici în România. We had most people here. Majoritatea oamenilor de aici. În tot turneul lui Jasmuhin anul ăsta. There were 500 people and everywhere else there is a crisis. Au fost 500 de persoane aici în sală în România și peste tot e un pic de criză. Because there's an economic crisis. Pentru că e o criză economică. And people cannot afford to come. Și oamenii nu își pot permite să vină la seminare din astea. Yeah. But the interest is really growing. Dar interesul everywhere. Crește peste tot. It is a lifestyle. It, everything is changing everywhere. E un stil de viață, totul se schimbă peste tot. There's so much more solidarity between people, also because of the economic crisis. E mult mai multă solidaritate între oameni, tocmai datorită acestei crize economice. They are helping each other. Oamenii se ajută unii pe alții. They're working together. Muncesc împreună. Gardens together. Creează grădini împreună. With vegetables and sharing. Cu legume everything. Pe care le împart între ei. And you can see that everywhere. Și poți vedea asta peste tot. But also in Jasmuhin is telling us dar, that ne spune și Jasmuhin, 6,5 miliarde de oameni have changed their vibration și au schimbat vibrația and are already in a higher vibration. Și sunt deja într-o vibrație mai înaltă. And there's only 1.5 billion people left who is not in the proper vibration. Au rămas doar o jumătate de miliard de oameni pe planetă care nu este în această vibrație încă. Media are only speaking și mass media vorbește cu acești oameni. And all the good things și toate lucrurile frumoase nu sunt propagate, nu sunt reportate, propagate de media. So it's really very interesting what's going on. Și e foarte interesant ce se întâmplă de fapt. Da. Acum. Vă mulțumesc thank pentru you că ne-ați oferit for having offered această inițiere. This initiation. Da, și dragi telespectatori, iată că în premieră am avut alături de noi persoane care practic demonstrează că pot să trăiască și altfel. Da, printr-o alimentație, să spunem, cu lumină, da, cu energie și în felul ăsta ce putem spune? Că iată, pentru medicină există un punct de reper, un studiu, pentru că nu se hrănesc cu alimente așa cum ne hrănim noi toți și practic sunt sănătoase tun. Găsiți informații foarte utile și am putea spune excepționale ca informație publică. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră, ne luăm la revedere de la invitații mei și nu uitați, noi suntem marcă pentru dumneavoastră și numai emisiuni interesante la Nașul TV. La revedere! Suntem în direct, dragi telespectatori, aici Paul Moraru Matusalemicu și alături de mine se află sufletul editurii For You, sufletul științei, am putea spune, doamna Monica a fost, doamna Monica Vișan a fost premiată, i s-a dat un premiu de excelență din partea doi academicieni, Constantin Dumitru Dulcan și domnul profesor, doctor farmacolog, academician Ovidiu Bojor. Merită într-adevăr, ne-a adus un suflet curat pe ecranele noastre, de unde putem înțelege și un mesaj, dar nu numai un mesaj de la Jasmuhin, ci însă și un mesaj de la Monica Vișan, pentru că domnia sa a stat, a luat masa împreună cu Jasmuhin. Vorba vine masa, o provoc.
să ne spună din secrete, da, pentru că știu că a stat la tine acasă. Da. Trebuia să mă chem și pe mine să o filmez nu acolo cum doarme. Nu te cunoșteam atunci, nu. Da. Da, ani de zile a stat la mine acasă și a fost o plăcere. De fapt, ați văzut-o acum cum arată, este o... Și Erica, la fel? O lumină. Poftim? Și Erica. A, și Erica, da. Da. E o lumină toată, adică treaba asta a te hrăni cu lumină nu e chiar vorbă. Pentru că așa cum oamenii care mănâncă multă carne, la un moment dat au aspectul ăla de, scuzați-mă, purceluș cu ochii, cu nasul, cu știți ce vreau să spun. Da. Tot așa, sau oamenii care beau, nu mai zic că se vede pe ei că beau. Ea care se hrănește cu lumină, se vede că se hrănește cu lumină. Nu știu în ce măsură s-a înțeles cum se hrănește ea cu lumină. Lumina este o energie. Și atunci, prin diverse metode, prin diverse modalități, noi ne putem hrăni cu lumină, aducând-o în corp. Acum, sigur că cuvântul lumină în limba română are două sensuri. Iar eu, în cărțile mele, am grijă să scriu lumină cu L mare și lumină cu L mic. Care e diferența? Păi, de-aia zic că lumina cu L mic e asta de vine mie în ochi acum. Și care poate fi măsurată, dată mai tare, mai încet, mai... Luxi. Luxi, exact. Iar lumina cu L mare este acea energie divină care ne hrănește corpul, care ne hrănește sufletul, fără de care nu putem trăi. Vorbeai când în pauză, discutam despre experimentul cu moluștele, care când au stat în același mediu al lor obișnuit, dar fără lumină, au murit. Deci, încercând să vedem despre ce e vorba, observăm că lumina este factorul esențial pentru existența umană. Foarte puțină lume poate să stea cu lumina, fără lumina. Și știți că s-au făcut experiențele alea cu... Au stat unii în peșteri, zile... Și mai puțină lumină în țările nordice și tot și se există simte, o dereglare a organismului. Deci lumina este esențială pentru ființa umană. Și Jasmuhin reușește să aducă în viața noastră noțiunea, ideea, gândul că lumina ne hrănește. Deci, deși imaginea care se vede acum pe ecran este centri energetici. Cea cu centri energetici, da. Cu curgerea de lumină din chakra 8 de sus înspre în jos, este cea care ne hrănește. Deci, Jasmuhin este minunată. Este într-adevăr lumină. Mă uitam la ea acum când a plecat la aeroport și ne-am dus să o luăm de la hotel și am stat puțin în holul hotelului de vorbă și era o încântare. Mă uitam la ea și mi se umplea sufletul de bucurie doar că stăteam de vorbă și eu am simțit vorbeam vrute și nevrute. Lucru, da. Când am luat interviu, am vrut să-i fac curte în timpul interviului și am zis, lasă-mă, că de după când mai vine în România îi fac curte să mă învețe și pe mine. Adică eu cred că nu e greu de învățat. Voința să ai să te cuplezi la energie, în felul ăsta. Deci totul pornește de la psihic. Nu. Nu? Dar de unde? Nu. Ia spune. Stai să încerc să mă adun, ca să-ți răspund că vreau să spun altceva. Te rog, spune altceva și deci, completez cu ceea ce am vrut să spun. Ideea este că lumina înseamnă divinitate, înseamnă divin. În momentul în care noi înțelegem ideea de bază, esența, că noi suntem divini, de esență divină, în momentul acela se schimbă tot.
toată atitudinea noastră, tot comportamentul, felul în care ne vedem, felul în care gândim despre noi, dispare lipsa de încredere în sine, lipsa de stimă de sine, toate lucrurile care ne aduc suferință dispar. De ce? Pentru că noi suntem ființă divină. Noi suntem esență divină. Și atunci totul se schimbă. N-am acum timp să-ți povestesc că e prea într-o altă puțin, emisiune, într-o altă emisiune, da. Și atunci, în momentul în care înțelegi sau accepti sau știi sau simți că ești ființă divină, ești parte din Dumnezeu, în momentul acela nu mai poți să mănânci decât lumină. Da. E foarte important ceea ce spui și eu îți dau foarte multă dreptate și nu e singura care susține această teorie, ci sunt foarte mulți iluștri singura, care dezvoltă această problemă. Problema este că mi-a plăcut foarte mult și am văzut sala plină, da? Și chiar unii dintre oameni stăteau să intre sau intraseră în transă, meditau și așa mai departe. Vreau ca să ne spui câte ceva din comunicarea ta cu acești oameni, pro și contra. Jas Muhin vine în România de 8 ani, dacă nu mă înșel. Și eu i-am organizat fiecare seminar. Venea odată la 2 ani. Acum a venit anul trecut și anul ăsta. Iar cu cât venea anul următor și anul următor, cu atâta era mai multă lume. Am avut într-un an 900 de persoane la seminarul ei. Fără să fac un efort, doar o anunțam. Și i-am publicat cărțile. Astea sunt câteva dintre cărțile ei, pentru că am publicat mai multe, mult mai multe. Avem o mini-bibliotecă aici. Da. Iar oamenii, aflând de ea, citind, văzând-o, ascultând-o, simțind-o, trăind în preajma ei, s-au schimbat pe dinăuntru. Și atunci, anul ăsta, ceea ce ai văzut tu, erau oameni care au venit, jumate dintre ei erau noi, deci auziseră de ea și vroiau să o vadă, și jumate erau dintre cei care mai veniseră și care vreau neapărat să stea în preajma ei, pentru că prezența ei este deosebită. Și când stai lângă ea, simți lucrul ăsta. Iar toată sala aia, așa de mare, cât era, s-a îmbibat de vibrația ei de lumină. Și atunci oamenii intrau în meditație. Poate că e văzut că stăteau cu ochii închiși, da. Stăteau într-o stare deosebită. M-a impresionat, m-a plăcut, da, da. Stăteau în meditație. Și am văzut că erau și doctori, scuză-mă. Da, cum? Da. Da, cum? Sunt și doctori deștepți pe lumea asta. Exact. Dar stăteau în meditație și în prezența ei le potența vibrația meditației. Făcea să se simtă extraordinar. Adică după cele 3 zile de seminar, oamenii se simt atât de bine încât vor de fiecare dată să retrăiască această stare. Deci de câte ori vine ea, poate ei mai vin. Poate data viitoare îți fac o provocare. Când va mai veni să ne anunți, da, din timp să pregătim o echipă de filmare și să filmăm scena de unde ea cânta, de unde scotea sunetele și sala, să vadă lumea. E filmată scena. Eu am filmat tot seminarul, da? Și pentru cine vrea să-l vadă, gratuit, pe site-ul File de Lumină. Poate îmi dai și mie. Mi-ai dat o carte gratuită, dar nu mi-ai dat... Ce nu ți-am dat? Nu mi-ai dat și mie filmul ca să-l... Păi e pe site. E pe site? Da, păi sigur. Ok, bun. Îl iau, deci, după site. File de Lumină, într-un cuvânt, punctul. Ne apropiem de final. Așa. Te rog, dacă poți să mai spui un secret din interiorul, da, ei. Deci a fost bolnavă vreodată, da, și... Da. Ea este o persoană, o ființă umană normală. Este căsătorită a doua oară. Din prima căsătorie are două fete care sunt mari și stau cu ea. Și în a doua căsătorie a preluat două fete ale soțului ei și împreună au înfiat 4 copii. Deci, per total, au avut 8. De ce zic că au avut? Pentru că anul trecut, când a plecat înapoi în Australia, a plecat tot de aici, de la noi, mi-a scris imediat că în momentul în care a ajuns la
aeroport, a venit soția și a spus că una dintre fetele înfiate e bolnavă de cancer și terminal. Și ne-a povestit acum la seminar că s-a dus la ea la spital și au stat 2 săptămâni împreună. Maestrii au spus că va pleca, deci că nu mai rămâne. Și atunci a stat și s-au simțit bine în familie și în 2 săptămâni a plecat fata ei. Într-o altă dimensiune. Într-o altă dimensiune. Bine, pentru ea nu există, de fapt, ca pentru noi, dacă avem minte în cap. Nu există moarte. Este efectiv plecarea într-o altă dimensiune. Chiar poate într-o zi, împreună și cu un mare academician, vreau ca să vorbim despre viața dincolo de moarte. Da, bineînțeles. Da? Te provoc, te iubesc. Uite că dacă nu i-am spus ei, îi spun ție. Îi transmiți tu mesaj, dragă, s-a îndrăgostit. Boșorogul ăla de tine. Îi spun, da. Îi spun. Și uite, vezi, da. De aici, de la inimioară, în fiecare... Ce este? Un broccoli. Mi l-a dus și mie șpagă. Alinuța din Giurgiu, te iubesc, Alina, a venit să... Ca la doctor, zice că ești, nu știam ce e asta. A întrebat-o cât mă costă consumarea și nu. Și zice, v-am adus un broccoli din curte. Și zic, te iubesc, asta să învețe lumea la doctor, să ducă, nu bani, plicuri cu bani, să ducă fructe, legume, zarzavaturi, să învețe ce înseamnă enzima, ce înseamnă clorofila și așa mai departe. E bun, dar prost e să fie primit. Îmi dau de pomană acum ca să fiu nemuritor. Mai. Vom da prost să fie primit. Te iubesc, să rămână aici. O să facem o emisiune deosebită, dragi telespectatori, tot împreună cu invitata mea legat de viața dincolo de moarte, pentru că noi, la urmă urme, când ne gândim la moarte, ne gândim la ceva tragic. Iar eu de multe ori am spus că moartea nu este urâtă. Moartea este un declic energetic, nu mai avem energie, boala e urâtă. Asta este diferența. Dragi telespectatori, ne luăm la revedere de la dumneavoastră, dar nu înainte să vă pun o melodie superbă. De fapt, vedeți chiar în plan secundar pe Eric Berggrund, da?